Bună ziua, sunt Alina Negruțiu și vă voi răspunde la o întrebare legată de înregistrările contabile privind mijloacele fixe returnate. Întrebare. Anul trecut am achiziționat mijloace fixe cu factură. Ulterior, ni s-a facturat factura de retur la acele mijloace fixe și, bineînțeles, le-au luat înapoi pentru neplată. Cum înregistrez acea factură și cum scot din evidență acele mijloace fixe care au fost amortizate 6 luni? Răspuns. Conform articolului 138 din Codul Fiscal, baza de impozitare a taxei pe valoare adăugată se reduce în următoarele situații. A. Dacă a fost emisă o factură și ulterior operațiunea este anulată total sau parțial înainte de livrarea bunurilor sau de prestarea serviciilor. B. În cazul refuzurilor totale sau parțiale privind cantitatea, calitatea, ori prețurile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum și în cazul anulării totale ori parțiale a contractului pentru livrarea sau prestarea în cauză, ca urmare a unui acord scris între părți sau ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile sau în urma unui arbitraj. Și C. În cazul în care rabaturile, remizele, risturnele și celelalte reduceri de preț prevăzute la articolul 137 alinea 3 litera A sunt acordate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. D. În cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisă începând cu data pronunțării hotărârii judecătorești de închidere a procedurii prevăzute de legea numărul 85/2006 privind procedura insolvenței, hotărâre rămasă definitivă și irevocabilă. E. În cazul în care cumpărătorii returnează ambalajele în care s-a expediat marfa pentru ambalajele care circulă prin facturare. Din informațiile furnizate, reiese că bunurile sunt returnate furnizorului conform înțelegerii între părți, ca urmare a imposibilității societății de a le achita. Întrucât la momentul vânzării bunurilor respective a avut loc o livrare de bunuri acceptată de către societatea dumneavoastră în calitate de cumpărător, considerăm că baza de impozitare a TVA nu se reduce conform articolului 138 litera B din Codul Fiscal. Pentru această situație, considerăm corect ca pentru returnarea mijloacelor fixe, societatea să emită o factură către furnizorul acestora. Din punct de vedere contabil și fiscal, operațiunea va fi tratată ca o livrare de bunuri. Aceasta se va înregistra prin formula contabilă următoare. 461 debitori diverși la următoarele 7583 venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital și 4427 TVA colectată. Scoaterea din evidența mijloacelor fixe vândute neamortizate integral cuprinde următoarele. Clasa 281, valoarea amortizată și 6583, cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital, valoare neamortizată, la clasa 21, valoarea contabilă.